face curat aici? Ia vedeți. Anca? Anca face curat sau cine? Am adus un om să facă curat după Anca. Că Anca n-a făcut curat bine. Păi zic, Fani, că cum nu face Anca? Ia uitați, dar Anca. Deasupra. Să vă uitați pe contul de YouTube al lui Patroana. Cum făcea Anca curat aseară, din zor făcea. Făcea curat. Ea face noaptea curățenie și nu face bine. Și dă numai ceasul de lumea că face curat. Uite, am adus altul om să ștergem faianța. Că nu lucește faianța. Am adus omul ăsta bătrân, că nu găsesc femei. M-am dus după femei, nu sunt aplecat în străinătate toate femeile. Cred că pleacă și Anca după ei. Pleacă și Anca în străinătate? Da. Aha. Da. Păi uite, patroană, trebuie să facem aici. Uite. Trebuie, mamă, mă sculați de dimineața. Uite, cu peria. Trebuie să frecăm aici, soba asta. Uitați, prieteni. Zgârie, să zgârie mișurile, nu contează, dar măcar să nu... Dar ce să fac, eu puteți ceva și mâncare. Stai puțin, că uite. Așa, mișule, bravo. Dar dă-i cu putere, apasă pe aia, pe faianță. Apasă cu cârpa. Uite, e normal acum să ajute patroana, prieteni, e normal. Uitați și dumneavoastră cum face. Uite, patroana muncește. Și nu Anca. Anca a spălat iară puțin pe din afară. Uite, altă cârpă pe sobă. Uite, puse-i să faci și mâncare. Unde? Puse-i și de post. Unde care faci, mamă? De post, în mizerie asta vrea. Față. Mizeria asta tot așa, spui mizerie. Păi ce să vrei să-ți fac? Să scot dulapul acum, am bani, să scot dulapul. Ia uitați cum a făcut Anca curățenie. Ia vedeți, vedeți și dumneavoastră, rămâne la aprecierea dumneavoastră. Vă rog să-mi dați mesaje, fanilor. Aici e terminat de Anca, ia vedeți. E terminat de Anca. Deci vedeți și voi. Vedeți? Vedeți dacă e bine, dacă a făcut curat bine. Haideți, fanilor, care puneți partea lui Anca, haideți! Dați-mi mesaje, spuneți că e curat bine. Hai, fanilor, vă rog frumos. Vă rog frumos, hai, spuneți dacă e bine. Ca să vedeți în ce mizerie stă Anca. Uite. Anca, prietena voastră. Uite aici, la dulape, cum așteptă. Uite, bagă cum unde? Uite. Ia uitați cum așteptă pe jos. Uitați cum așteptă pe jos. Vedeți? Stați așa, că vă bag camera aici. Ia vedeți cum așteptă pe jos Anca. Așteptă Anca de la Strehaia pe jos, fraților. Ia vedeți mizeria în care trăiește. Ia vedeți mizeria în care trăiește. Vedeți, e bine aici așa? Vedeți în ce mizerie trăiește Anca de la Strehaia, prieteni? Poate deasupra așa, femeie pe verta asta. Uite, puse să-ți fac fasole post. Să mănânci tu post. Mai e bine să mănânc patroana, ce văd aici? Mănânci tu post ca să te spovedezi. Patroana, îmi pare foarte rău, eu nu mai mănânc, țin greva foamei, pentru că nu mai mănânc în mizeria asta. Dar lasă-mă, bea să mă omor. Nu, am primit mesaje de la fani, știți ce trebuie să fac? Și asta chiar fac zilele următoare. Dau toată mobila asta afară. Păi de unde am bani să dau trebuie... mobila afară? Pe cât să costi mobila? Păi ce, te pusești pe capul meu să dau patroană, mobila afară? Patroană, în exclusivitate spun acum că eu dau banii pentru mobila asta. Nu dau pe asta niciodată, că e cumpărată de bărbatul meu. Eu nu vreau mobilă de la tine, cumpărată de bărbatul meu a făcut aici. Pe zis. Patroană. Lasă adus altul om și șterg aici. Păi ce ai adus altul om și șterge aceea? Da. Că n-ai ce să ștergi, că uite ce face omul. Omul șterge, așa, tavanul zugrăveală, mișule, nu dai? Vedem, da. Așa, oarele alea le-a dat jos de acolo, a șters? Le-a dat, Anca, le-a dat afară, te nebură, și făcea buzele și spunea ce face patroana aia și copilul ei, vorbea de mine. Da. Ia să vedem. Da. Ia spune mișule, ia arată mișule, ia, unde? Ia uitați și acolo, domne. Uitați, prieteni, ce curat a făcut Anca de la Strehaia. A zis aseară să nu fac eu curat. A zis că face ea. Ia vedeți și dumneavoastră ce a făcut. Deci pe bune ne facem de râsul lumii. Spune mișule, spune tu. Zi pe bune, ce e? Ce e? Păi a zis că am făcut Anca aseară curat. A făcut? Nu se fac. Păi serios, vorbește mai tare. Nu, fi avut de gând să fac. A făcut și e mizerie fac. Acolo, e praf. A făcut numai să-mi filmează camera mea. Deci vedeți, prieten, a făcut doar pentru interviu, a făcut
curat. Înțelegeți? Doar pentru interviu. Dar parcă e curat din nou, că n-a făcut bine. Uitați, uitați ce curat a făcut Anca. Uitați ce curat e, uitați ce mizerie e pe la uși. Uitați, prieteni, toată lumea îmi spune că de ce arăt, că eu trăiesc aici în, în casa asta. Dacă a făcut curat, nu a făcut bine. Eu am dormit aseară, așa am lăsat. Ce zicea patroana? Zicea la copilul al mic, noi am filmat-o pe Furii și Alex aseară. Și zicea la copilul al mic, da, bă, seamen cu Leo și cu bătrâna aia, cu a vorbit de rău de noi. Și noi am filmat-o pe Furii. Vorbea aici cu buzele mari, bea cafea și tot n-a făcut curat cum trebuie. Uite să vă arăt frigiderul că nu l-a dat jos. Uite cum poate arată. Ce? Ce vrei să arăți patroana? Uite frigiderul nu l-a curățit. Vezi? Uite așa frigiderul, prieteni, uitați frigiderul, cum arată frigiderul lui Anca de la Strehaia. Uitați, prieteni, uitați. Stai să vadă prietenii. Stai să-l dau deoparte, să vadă fanii unde o crede pe Anca. Ce dai deoparte? Frigiderul, să vezi. Uitați ce curat a făcut Anca de la Strehaia seara. Unde crede fanii pe Anca. Uitați. Uite, uite, uite. Uitați! Bine, pa, uite, n-a șters, nu nimica după frigider, așa se face curat. Așa? Da. Deci, prieteni, sub orice critică a făcut Anca. Deci, pe bune, sub orice critică e. Ia, stați puțin. O lasă, dar cu ce mai filme de aici, că fărâm tot. Fă-ne o cafea, patronă, că nu mai pot măcar. Cafea să bei. O cafea fă-ne, fă-ne o cafea. Lasă mai bine mănâncă. Ce să mănânc, patroană? Ce să mănânc ceva? Ce să mănânc margarină cu pini. Pune-te margarină cu pini. Mișule, e curat acolo făcut de Anca, e curat. Ia stai puțin să respiri și nouă un cuvânt, ia vino. Mișule. Ce? Ia uite, să filmeze Mișu acolo. Uite, să vadă ce curat. Vedeți? Ce-i lumină? Nu-ți convine cu filmul pe soacră ta? Păi da, dar noi am spus la fani că partea de sus să facem astăzi cu scara. A, cât ați făcut? Ați spus aseară? Păi da, am făcut aseară cu toată de jos. Unde ați făcut curat iar atunci? Uite, unde de pe pereți? Cu ce curat i-am făcut? Uite, aici ați făcut curat aici, nu? Aici e curat lumină. Păi da, nu știu, dar dacă voi înșirați paharele așa. Păi na, unde ai mai făcut curat? Unde lumină? Aici, ia vedeți, prieteni, vedeți? Domnilor, fanele lui Anca, vedeți? Uitați ce mizerieră este. Vedeți? A făcut curat Anca de la Strehaia. A făcut curat, mi-a distrus. Vrea să-mi ia casa. Vrea să-mi ia casa, ia cu Boco, cu maică sa. Și cu Boco, cu frate său. A zis că vor și actele de la casă, patroană. Da. Actele de la casă vroia Boco și cu Mioara. Dar nu vorbi de oameni rău, că oameni vrea și ei bani de la ea și ea nu le-a dat și lor nimica. În loc să ia ea de la ei și le... Păi au bani, au bani, că fratisul ăla face pitici, face ciuperci, dă gips, au firmă de ciuperci, dă gips. Ei cere viața. Frumos, așa. Nu se pun în bucătărie pitici, lumina. Nu se pun pitici. Voi puneți ca la țigani? Nu știu, frate, e dezastru în casa asta. Nu mai suport. Deci, pe bune, nu mai suport. Bun, finalul vi-l arată. Pe patroana de la Strehaia o să vedeți finalul la bucătărie cum iese. Da. Punem o felie de margarină, că mi-era. Doamne Dumnezeule. Mereu cu copilul ăsta. Patroana, așa mănânciu de mizerie asta împrăștiată. Cum să mănânc? E mizerie asta împrăștiată. Cum să mănânc? Dar dincolo nu pot, nu-i curat. În casa mare, n-are bucătărie Anca. Eu în casă. Anca, n-are bucătărie în casa mare. N-are bucătărie Anca, să facă la vară, acolo în față, bucătărie separată dacă vrea să mănâncă. Ori dacă nu, să se mărită la Băilești, am ținut destul aia. Păi să mă arită la băile și auzi. Doamne, iartă-ne de părere. Ia dă și mie o felie lumina. Ia lumina. Lumina? Da. E de cot margarina. Cum să? Pot să-mi dau ăla lumina? Da.
Ia, uite-te puțin. Ce? Să-mi filmezi și mine, numai un pic. Păi și la copii când le dau să mănânci? Le duci după aia, hai. Nu după aia, acum la copii. În 2 minute, da. Păi copiii au plecat. Nu au plecat, Leonardo e în casă. Păi doar Leonardo. Păi Leonardo, atâta. Și Alex? Alex plecă cu bunica. Cu care bunica? Cu Anca, care mai e alta. Unde? Ana. Unde s-a dus? La plimbare. Cu Albina. Și cu Albina. S-a dus să ai fotoiță lui Albina? Da. Ai bani, Anca. Mișule, ia stai. Ce părere ai de doamna Anca care a zis că a făcut curat? Nu mă pune pe mine, mă. Nu mă pune pe mine, mă, pe mine. De ce? Mâine pe mine v-am păcat și pe urmă. Zici, bă, uite, mă, ce ai zis de negoasă mea. Nu, no, eu nu zic niciodată, mișule. Asta și mă împărți. Nu fac nu. Nu mă bagă viața conjugală altă. Gabi, dacă venea de pe tavană, nu s-a dus ustul după eu. Nu l-am găsit ustul. Unde nu l-am găsit? La comandă. Unde duci lumină? A fost după eu. Dar face nu-i spui copilul, uite face. A plecat și asta. Ne-a lăsat. Nici asta nu face curat. Are copil nici ea. Auzi că are copil pe Leonardo. Atât prieteni. Vedeți și dumneavoastră, v-am arătat. Dar ia, Mișule, Mișule, ia să-ți arăt. Să-ți arăt eu cum să faci soba asta. Cu ce dai pe ea aici? Am burete de sârbă, nu cu aia că... Aici, da? De ce ai burete de sârbă? Că vreau să filmăm la urmă când va ieși lună. Deci vreau să dea cu pelea de sârmă, prieten, pe... Să dea cu buretele cu pelea de sârmă ca să fie soba să lucească. Atât, prieten, mai revenim. Da, prieten, salutare. Uitați, aici sunt cu Neamișu care muncește. Neamișule, nu te super că muncești, dar trebuie să ne ajuți, că dacă Anca nu... Face curat, trebuie să faci matale. Trebuia să urcim Anca acolo sus. Acolo trebuia să șteargă Anca, Nemișule. Da, că ea e ușoară. Și uite, acum beau și eu cafea la... Trebuie să nu dai cu mâncare. Uitați, prieteni, mi-a înșez masa numai colțul ăsta unde stau eu. Și ia uite-te acolo cum e. Arată lumină, zice, cu curaj. Păi ce arată? Dacă se urcă omul sus. Păi da, de aia. Nu trebuia să urce pe ceva. Ce vrei să pun la fața de masă de jos? Păi da, uite, e mizerabilă, că beau aici o cafea, i-a zis la Neamișu. Da, da. Ia ușa de aici, ce-a spus, sau degeaba ce-a spus. Numai Neamișu nu a apărut să pe YouTube. Uite, uite pe ăsta. Păi ia ale de acolo, patroane, să pune omul piciorul, e praf. Uite, soba aia îmi stă pe creier, lumina. Uite, te-a pune și cu soba aia. Că păi da, da, soba urmează acum. Da, ne zăbăciți, de-ai zăbăciți. De ce? Facem și soba, facem tot până de crețul numai patru. Da, eu am zis că stau lângă voi până iese curat bucătăria asta, până iese lună. Și facem ai stat? Facem aici în bucătărie până ai stat? De crețul. Ce? Până ai stat? Zilele de crețul numai patru. N-am stat, la seara când am venit, încă am plecat, am lăsat-o pe ea să facă curat. Facem până de crețul numai curățenie aici în bucătărie. Nu mai facem nimic, nu mai avem. E normal să mâncăm și noi în lux? În lux să mâncăm. Am mâncat în lux în București. Am mâncat în lux în București și am ajuns săraci. Așa să spun. Dar stai și la am mâncat în lux. La Bambu, ne duceam la Bambu. Și am rămas luci. Mâncăm în urdărie la țară, acolo în foc, în cărbuni. Ca să meargă bine. Am fost sănătoasă în corte cu tatăl tău. Da. V-am crescut copii în cărbuni, în cenușă, în urdărie. Și am fost sănătoși. Suntem în lux, sunt bolnav, uite, trebuie rămâneți. Lasă să fii sănătoasă. Luxul. Sănătoasă. Ce-a făcut luxul? Nu patronă, dar... Să vede că e om mare, om mare. Lux. Da, cum vrei. S-a mâncat galbenii, s-a dus așa. Păi pus-o pe Anca să trăiască în lux. Tu ai făcut o vedetă, ai făcut-o. Ce trebuia vedetă? Trebuia luat țângancă de la țară. Stăteam corp cu tasă, puneam ulei. Păi am pus ei silicoane. Să-și pună și panele ei. Panele ei, vă recomand să pune silicoane ca Anca. Ca în casă puneți și voi silicoane, că tot îi puneți parte. Puneți-vă silicoane! Serios? De ce nu sunteți de acord să vă puneți silicoane? Eram sănătos, stăteam în cort. N-aveam apă,
apă să vă dau să beți. Era copii mici și eram cu corpul în Timișoara, în comunele la Timișoara toate, în Făjet încolo. Și eram cu corpul de la 10 km de oraș, lângă o pădure. Și nu era apă să dau la copii să bea. Și era unde călca vacile. Vacile, copita aia unde călca. Și acolo s-aduna apă când ploia. Și luam apă cu mâna și îi dăteam lui Leo și lui surorile lui. El știe din ce a beut apă. Eu nu cred, fraților, nu cred. Apă luam cu mânuța și îi dăteam că prângeai apă, apă. Și luam cu mâna așa și îl dăteam din copita aia de la vacă. Unde era jos, da. Și era izoare de ea părăsite și luam apă și mă dăteam să beți. Ce știți voi cum am crescut copiii nătăjiți? Doamne Dumnezeule, ce chin a fost, n-am avut apă să bem. Dar serios, patrona chiar vorbește serios. Ascultă-mă, fără. Ei strângeau galbeni. Eu trebuie, n-am timp și sunt obosită, sunt bonlavă, nu cum spunea Anca că e obosită. Că ea la anii ăia nu trebuie să fie obosită. Trebuia să șteargă ea aici, nu moșul ăsta. A dat o țâră aici, așa și-a plicat. A, făcut și moș. Da. Uite, pusei moșul ăsta de serie. Trebuia Anca, pe tână. Auzi, moșule. Auzi, tataie. Dă-ne amnișule special pe ăla. Și așa, fanilor... Trebuie să ne mai povestească, patru. Eu eram în șamie cu bărbatul meu. Eu nu puneam sârbitori. Acum de când sunt patroan, am mai pus sârbitori de ținea, dar nu mai sunt nici sârbitori, că a plecat în străinătate. Nu mai da, patroană, dar uite cum a zis sorul meu, că ești fosta patroană. Fosta, da. Fosta patroană, dar tot capul ăla l-am. Nu am alt cu cap. Dar ce e fosta patroană? Nu mai e patroană tu? Da, nu mai am galbenii să-ți dau, să mănânc la Dana. Și umbram cu corturile. Ne duceam de toamna, de primăvară, când începea vara și până toamna. Lăsam căștile singure, împuiam și plecam cu corturile. Și făceam cazane de țuică, eu cu bărbatul meu, la oameni în sat. Toți oamenii și orice om care avea nevoie să facă cazan, să facă țuica din punele lui, ca să nu cumpără de aia, de la restaurant, de la magazin, că aia nu vrea orice om. Om mare, care era om sincer curat, făcea cazanul lui și făcea acolo ce avea. Un cazan, două, și avea țuica lui curat. Și erau copii mici. Umbram cu cortul. Nu aveai ce să le dai să mănâncă. Ne duceam în sat unde dăteam cazanele. Eu n-aveam ce să mănâncă. Ia taci, tu aveai. Nu aveam. Și le dăteam să mănâncă și luam din sat de la oameni în bani. Foină, de făceam o măligă, pâine, o găină. Acolo ăsta, în Timișoara, făcea jamboane la porc, cum facem noi acum, afumate. Ne dădea câte un jambon de la socotit în bani, la cazane. Și am țineam copii, de le-am crescut năcăjită la cort. Nu cum crește ei acum în casă, copiii și îmbrăcați și fitiți. Copiii mei a crescut în cort, pătimită, cu bărbatul meu și munceam. Am să vă arăt când încep șatra ale telelovela, cum făceam eu cu bărbatul meu, cum lucram. Nu, la... patroana, să ne arăți cum făceai în cort. Păi da, deci cort. Faci și cort în telenovelă, da. Și tot, da? Deci canalul de YouTube se numește Șatra de la Strehaia, prieteni. Deci canalul de YouTube Șatra de la Strehaia. Vă rog să vă abonați, că acolo o să vedeți lucruri interesante, cele mai interesante lucruri care le-ați văzut până acum. Primul episod este de revenuă, primul episod. Vreau să fac telenovela să vadă toată la țara. La canalul de YouTube Șatra de la Strehaia. Canalul de YouTube Șatra de la Strehaia. Să te aboneze, să se abonează cine vrea să vadă că-i frumos. Păi și pe contul ăla cine e? Pe contul ăla e Șatra de la Strehaia. Adică toți? Nu, Șatra de la Strehaia, care va fi difuzat numai telenovela. Deci și nu mai vreau să treacă el Leo prostii cum face YouTube-ul ăsta. Să ne facem. Vreau să fac frumos ca filmul, Șatra, ca filmele care le vedeam eu. Și noi, exact cum am trăit noi țiganii, noi am trăit exact cum este într-un film. Și să vă arăt, să stau în cort și să lucrez cum am lucrat eu, de-am făcut banii și aurul. Și acum cu ce s-au făcut banii mai pe ușor, dar noi înainte le făceam greu. Și eram cu corturile, țigam cu 10 corturi.
Deci, dar de ea... Lasă-mă să vorbesc, dacă nu vorbesc cu tine. O să-i arăt, stați în harcă, mă. Mă lași? Te iați, da. Și eram 10 porturi de țigani, și neamul și toți. Și acolo, la 10 porturi, era și tata lui Anca și bunicul lui Anca, cu cortul. Anca era acasă cu mama sa și a dat telefon să vină și Anca. Și era Anca de 11 ani. Și a venit și acolo. Ce spunea o mătușă de-a mea care era acolo? Acolo eu când am văzut... Lasă-mă să vorbesc! Acolo când am văzut-o. Hop pe ea! Mi-a plăcut la nebunie! Dragoste la prima vedere! Tu erai om, nu știai nimic atunci la mușcă. Ce, a dormit suscar când am luat-o. El a dormit suscar când am luat-o, era mie ginerie. L-a luat tatăl meu, era mulibașa de acolo când dormea. Și a venit acolo și ce-a spus o mătușa mea la corpuri? Bă, ați adus fata asta pe Ancuța care o cheamă. Dar să vede că nu-i muncitoare, zice că era de 11 ani și trebuia să fie ca furnicuța, ai văzut cum e Leonardo. Și ce-a spus aia mătușa mea? O vede asta femeia aia Maria, nu-mi spunea patru ani atunci. O vede asta Maria și nu mai ia. O vede că e puturoasă, că nu muncește fata voastră. Că aia era mătușă cu mine. Și a văzut-o acolo la cort că nu era bună, nu era bună de muncă, era trăbănată. Cum era... Eu am văzut-o patroană că era muncitoare, doamne ce muncea, muncea mult de la 11 ani, muncea rău de tot prieteni. Ce-a făcut? A luat neamurile ei de acolo și a trimis-o tot acasă. Ca să nu vedem comportarea. Spun, m-am apărut eu. La portul eram cu neamurile ei, mâncam, beam, făceam în mâncare împreună și pe Anca a gonit-o de acolo. Și am spus, de ce a gonit fata? Ei, am gonit-o, zice că are treburi acasă. Și aia a gonit-o că era puturoasă de mică. Nu că avea treburi la 11 ani. Da. Păi când am luat-o eu de 12 ani, 12-13 ani, cât avea? Nu știu. 12-13 ani. Nu știa să facă nimica. Am învățat-o să facă mămăligă, am învățat-o să facă mâncare, am învățat-o să facă curățenie. Am învățat-o la gospodărie, n-am băgat în cap să crească găini, porci, n-am vrut. Am avut parcare, am crescut eu găini, porci, acolo nu mă venea cu mașina și le lua. Și ei nu-i plăceau. Înțelegi? Păi ce vrea patronul să facă la 12 ani? Păi crescu la 12 ani, dar știa să se dundească la porții. Dar acolo patroană, la muncă nu. Deci scuză-mă că spun, dar... Da, așa spun eu, viitorul... Păi la 12 ani ce vrei să facă patroană? Dar sunt fete de 15 ani pleacă după băieți. Păi da, dar sunt fete de 18 ani care nu fac nimic. Bă, sunt români care nu se ies... Patroană, hai că aveți o mentalitate de mult, dar veche. Da, bă, Leo, da. Dacă n-ai 7 ani de acasă, poți să ai și coală în sac. Mi-a spus-o omul în director. Doamnă, omul dacă n-ar, poți să aibă carte un sac. Și oameni mari, să învățați și liceul și tot, și sunt nebuni, zăpăciți. Nu trebuie să faci școală multă, patru crasă. Și dacă ai făcut patru crasă și ai capul să ducă, le faci pe toate. Deci, și mi-a spus așa, știți ce înseamnă să audă panii? Dacă n-ai școala lumii, nu, școala vieții și școala lumii. Ia zi, ia mișul. Școala vieții. Da. Dacă n-ai școala vieții, n-ai făcut nimic. Poți să ai și 20 de case. Și asta, neamisule, știi ce-i școala vieții? Scuză-mă că ești mai bătrân ca mine, băi. Ești umbrat în lume, să fii umbrat în lume, să vezi ce face lumea. Ai 7 ani de acasă, să vezi ce face unul și altul. Eu nu am făcut 7 ani de acasă, am făcut la da. Și nu-i umbrat în lume și nu-i deja mai școală carte multă. Că nu știi să vorbești frumos cu unul, cu altul, să vorbești a bună și a rea. Să știi cum să o vorbești. Uite, Anca, dacă vorbești cu ea, face... Așa face după mine. A învățat în 7 ani de acasă, de face așa. Uite, așa face. Păi de ce? Când am învățat eu copilul meu, dar ea a învățat pe ei acum. Uite, ei a rămas fără muierii, are fata. Se duce cu fata să târguie cu albinuța. Și muierea a plecat de la el, din cauza lui Anca a plecat. Că se ducea ea să plimbă cu Alina, nu o să ducă nevasta lui. Să ia nevasta lui să târguie, să umbră cu el. Zicea că n-a ascultat copilul meu de mine. Ha, și de aia a ascultat, că de aia e năcăjită pe mine. Că n-a ascultat copilul de mine. Lasă, nu că e năcăjită. Și asta, panilor, bună ziua, să facem curățenie, vreau să termin bucătăria asta, să mă apuc de mâncare. Mai ne vedem pe Săibucul meu. Vedem pe Săibucul meu, patrona de la frate. Săibucul? Pe YouTube-ul tău, zi, patrona. Păi ea spune pe YouTube să se uite fanii. Să se uită. Da, dar așa trebuie să se uite neapărat.
La șatra de la Sfehaia am pus un filmuleț, de fapt sunt mai multe filmulețe, dar un filmuleț cu foc, cu foc, cu tăiem porcul, care n-a fost pus nici pe canalul meu, nici pe alu Anca, nici pe alu Alin, nici pe alu Ursu. Aici, în exclusivitate, pe șatra de la Sfehaia, vă rog să vă abonați. Aici va urma telenovela. Vor fi episoade care vor fi distribuite numai pe canalul de YouTube Șatra de la Sfehaia, prieteni. Deci vă rog să vă abonați pe canalul Șatra de la Sfehaia. Și așa este, mă scuzați pentru că patroana m-a povestit o poveste din copilăria ei. Ne cerem scuze pentru că la viața care a povestit-o ea, ei erau învățați de mici să muncească, să fie, de fapt, fiecare om ca să muncească, să învețe să muncească, să facă. Dar acum, în zilele noastre, nu mai este vorba de muncă, nu mai este vorba de nimic. Contează că dacă ești o fată frumoasă, îți găsești un bărbat cu bani. Când crești mare, îți găsești un bărbat cu bani. Dacă ești fată frumoasă, nu trebuie să mai muncești tu. Nu, cum spune patrona, că Anca trebuia să mai muncească. Anca acum e frumoasă, are silicoane, are de toate, poate să stea așa și îi vin banii. Vin bărbații cu banii la ea și îi dă. Înțelegeți? Acum a ajuns vedetă. Deci Anca stă... Păi nu, Anca doar stă și bărbații sună la ea, îi dau mesaje, farele care îi sună și farele, îi dă bani degeaba lui Anca, înțelegeți? Anca poate să trăiască numai așa din cauza că și-a pus și ea silicoane și a fost victima văzută de către voi. Deci victima Anca văzută de către doamnele alea care le-au plecat și lor bărbații de acasă și se văd în situația ei. Înțelegeți ce vreau să spun? Atât v-am povestit, prieteni. Vom reveni. Stai puțin, vom reveni. Nu mai pierdem aici. Ce vrei, pătrână? Păi nu mai pierdem. Păi stai să le spun și eu ceva la fani. Păi vorbește toată ziua la filmare. Nu. O să le spun la fani, pentru că ne vedem și mâine, să vă arăt bucătăria cum a ieșit. De fapt, o să aici... arătăm noi mâine cum a ieșit. O arătăm pe canalul de YouTube al lui Patroana, bucătăria cum a ieșit și... mai este acolo un filmuleț, vă rog să vă uitați la el, unde Anca face curat în bucătărie, ea a făcut curat și vedeți cum a rămas după ea. Uitați, uite soba cum este. Arată-o, nu? Am spus la fan că soba... Mâine o arăt. Da? Veze murdară, s-o arăt mâine la fan. Vă rog să vă abonați la canalul de YouTube Leo de la Sfehaia și Șatra de la Sfehaia și... să dați un like și distribuire cât mai mare. Distribuire, prieteni, v-am pupat. Neamișu. Ita. Ia uite cum a spălat Tanca cu muște. Muștele nu ală, prieteni, vedeți muștele. Muștele le-a spălat Tanca seară. A spălat Tanca la întuneric și a lăsat muștele nu ale. Ia vedeți. Hai, Neamișu, hai. Că vine Anca. Vine Anca și te ceartă acum. Da. Controlul sunt eu, Neamișu. Așa, Neamișu. Haide, hai, prieten, că mai avem un pic și gata, e bucătăria, e lună. Patroana nu vrea să schimbe mobila asta de aici, de la bucătărie. Așa. Să vadă și lumea pe nea. Neamișule, ai distrus scaunul ăla. A distrus scaunul, patroală, uite cum l-ai făcut, uite cum îl spele acum. Lasă că-l spălăm. Da. Pui omul ăsta bătrân să răsuie sus. Patroală, de ce pui omul ăsta bătrân să urce sus el? Ha? N-ai pe cine? Doamne, Dumnezeule, Doamne. Voi când mai filmați telenovela voastră? Deci, prieten, patroana o să filmeze împreună cu Șatra telenovela anului. Primul episod va fi Noaptea de Revelion. Revelionul în Șatră la Sfehaia. Deci, Revelionul în Șatră. Să vedeți și dumneavoastră cum este Revelionul în Șatră, care va începe în Noaptea de Revelion. În Noaptea de Revelion veți viziona Revelionul în Șatră. Revelionul în Șatră, prieten. O să vedeți cum o să fie telenovela noastră țigănească, cum se distrează țiganii cu lăutarii la ureche. Nu avem boxe și de-astea ca la români. Cu acordeonul și cu vocea. La rece.
Păi lăutarii surpriză, ne-a invitat patroana lăutarii, ne taie doi porci, le pune la prosap, lumină. În noaptea de rebelion stați la foc, ca în șatră. În fața cortului, la șatră. Și o să vedeți, prieteni, distracție. Acolo o să vedeți distracție. Să vedeți distracția la țigani în șatră, cum este face revelionul. Să vedem dacă vă place mai frumos la Dan Negru sau la Leo de la Strehaia, revelionul. Păi da, oamenii, fanii mei și prietenii mei fac revelionul cu Leo de la Strehaia și cu patroana. Vă place să o vedeți pe patroana de revelion, dar nu mai muncește. Patroana stă de revelion, mănâncă și bea. Da, se îmbracă cu lanțul de aur, cu galben, cu bijuterii la gât. Da. Și stă de revelion și mănâncă și bea și se distrează. Arăți găleata, patroană, trebuie să o arătăm la prieteni. Da, să o scoatem, o scoți de acolo. Să vezi ceva aur, să pui la Dan. Păi de aia stau eu acasă, ca să prind aurul și să... Da, arăți tu rapsoțiile toate acasă, ca să prind ceva la mână. Da. Așa e, patroană, ia uite pe Neamișu cum muncește, dă cu... mopul sus pe perete. Așa, Neamișule, vezi, nu cum spălase Anca. Așa spălase Anca aseară. Așa, Neamișule, făcuse și ea, face curat. Uite, fac și eu curat, aci ea zicea. Fă-că de la băile și rămâi fără ea. Lasă-i să o dea. La băile și auzi cum îl cheamă pe unul de la Băileș care vrea să o ia pe Anca. Uri îl cheamă, Uri. Mamă s-a l-a găsit. Da, l-a găsit mamă s-a pe Uri. Da. Să-l vedeți și voi, prieteni, pe... E umbrat cu cortul. Pe bărbatul cu care îl va lua Anca, care se va căsători cu el, îl cheamă Uri. Ați înțeles, prieteni? Uri îl cheamă. O să vi-l arăt în exclusivitate, dar o să vi-l arată mama lui Anca. Că mama lui Anca o să-l prezinte și pe... pe domnul Uri, să vedeți și dumneavoastră cum arată, dar nu cred că o să vrea Anca să le-a pe Uri, mamă. Dar e subțire, e frumos cum vrea ea. Uri? Da. Pa, mă, e de la de stare într-un picior. Da. Exact vrea ăla. Ea, iute, cum vrea ea. Exact ăla vrea, prieteni. Vrea ea, iute. Prieteni, o să-l vedeți. Bătrân, a zis că tu ești bătrân, ăla-i mai tânăr. O să-l vedeți pe Uri, prieteni. Sper, dacă poate să vină, să vină și în noaptea de revelion. Domnul Uri, să-l vedeți și dumneavoastră în exclusivitate. Păi tu ești nu sănăcat pe el. Ce-ai cu omul? Păi ce să am eu cu omul? Îți dai seama că n-am. Dacă ia... aș vrea să le-a pe Uri, să le-a Anca... Să-i dai o șampanie ca să mai schimb mai repede. Da, ca să scap de ea, pentru că i-a dat Dumnezeu pe Uri cel mai frumos gan. Să vezi cum vine îmbrăcat cu pălărie. Cu pălărie. Pălăria are două pene, prieten. Deci amantul lui Anca... vine cu pălărie și două pene. Neamișule, gazda acolo, lasă să urce Anca. Lasă-o pe Anca să urce, Neamișule. Ce zici? Lumină, cheamă pe soacră-ta. Lumină, cheamă pe soacră-ta. Păi de ce nu chem pe soacră-ta? O chem pe soacră-ta, Lumină. Unde e? E la cumpărături. Cu care copii la cumpărături? Că nu e cu niciunul de-al nostru. Cum de-al nostru? E cu Alex și cu Albina. E doar cu Albina, Alex în casă. Nu, e Alex cu ea. Nu e cu ea. Deci, o să-l arăt la cameră acum să văd ce a adus. Că ea nu iubește nepoței suficient. Iubește copiii suficient? Iubește? Zici să le dea și lor câte 10 milioane. Să le dea câte 10 milioane. Ce vrei? Să le dea uscă de 10 milioane încă la copii. Ai făcut patroană, eu vreau să fac și eu bradul. Mergem să facem bradul după asta. Să merg eu atâta de obosit acum să fac bradul. Păi eu nu fac bradul fără tine, patroană. Patroană, eu nu, să audă toți fanii, eu nu fac bradul fără patroana, prieten. Ca să dau ce au, să pui el. Hai, trebuie să-mi dai un galben ca să pun în brad, că n-are cum, trebuie să-mi dea un galben, dar nu-i mai dau lui Dana, că Dana ne-a dat înapoi. Lumină, Lumină, mergeți cu mine. Mergeți cu mine să facem bradul. Eu am treabă acum. Și eu cu cine fac bradul? Singur. Eu de mare,
Auziți, prieteni, eu fac pradul singur. Hai. Fac pradul singur. Păi cum îți place, vin copii. Păi îi chem pe finii mei alții, da? Da, și când e gata, vin și eu. Când e gata, vin și tu. Păi ce nu, tu trebuie să-l împodobesc. Cine vrei să împodobească pradul? Lasă, mi-e rău, lasă mai târziu, vreau. Bine, patru ani, mai târziu. Nu mai poți, nu mai poți să mă scol cu din aia. Gata, hai, Neamișule, transmite ceva la Afani. Să fie sănătos, sărbători fericite. Mulțumim, sărbători fericite și dumneavoastră la fel, la prietenii mă ta care te vor vedea pe YouTube. De sărbători fericite v-a zis Neamișu, prieteni. Înțelege și Lumina vă spune sărbători fericite. Și patroana. Sărbători fericite la toți fanii care vede gunoiul nostru. Ce face Leo cu gunoaiele astea, ne face de râs. Da. Da, fraților, le fac de râs. Problema e că vreau să-i fac curați. Da, era mai, mie îmi place, era mai frumos în cort. Da. Eu eram fericit în cort. Te vedem în cort în noaptea de Revelion, da. Patroană, unde faci Revelionul în cort. Da. Deci, prieteni, o să vedeți pe patroana cum face Revelionul în cort. Și noi pe lângă ea, toată șatra. Facem Revelionul în cort, prieteni. Vedem unde mai o să vedeți pe canalul de YouTube Șatra de la Strehaia, în exclusivitate, Revelionul în cort. Păi catarle cortul. Găsim noi patroană până la Revelion. Cort. Da. Ce zici, Neamișule? Eu am dat cu Mișule, cu meseria care e învățat. Păi nu-ți place meseria asta? Îmi place ca la dragă smâie. Dă-i în locul lui Anca, vezi? Fă-i în locul lui Anca. Uite, Anca nu putea să dea așa, să facă și ea să spele soba asta, nu-i spălată de 100 de ani. Degea supra așa, cu stachetea. Înțelege, Mișule? Da, degea supra, uite ușurile, nu le făcea seara tare, asta a făcut curățenie. Uite, aseară, zis că a făcut curat, aseară. Vedeți, prieteni, cum a făcut curat Anca? A o lună trebuia făcută. Anca de la Strehaia, uitați cum a făcut curat. Acum, ce este ușa asta? Uitați, fanilor care îmi dați mesaj, îmi spuneți, da, dar de ce să facă Anca? Păi să facă Anca, că de-aia e femeie, să muncească, dar nu vreți să fac eu. Noroc că, uite, l-am găsit pe Neamișu, că a venit să ne ajute. Înțelegi, pe Neamișu, uite, Neamișu, ia uite-te la aici, să te vadă fanii, să-ți transmită salutări. Salutări, băieți, salutări. Înțelegi, Neamișu abia vorbește. Și uite, muncește, îi face soba lui Anca. Trebuie să scoți aia de acolo, Neamișule, negreala aia, care e de 10 ani acolo, de când a lăsat-o Anca, de 20 de ani. Și eu cred că eu mai scot de aici. Păi da, așa trebuie scoasă. Eu nu suport să stau în mizerie ca Anca. Uitați și voi, patroana, ce face. Pă, patroană! Da. Patroană! Da. Păi serios acum, te-ai apucat tu să speli ușile la... Dar ce să le las așa? Doamne Dumnezeule. Dacă ea nu le-a spălat. A făcut Anca curat aseară. Că nu vezi și pe el. A făcut curat Anca aseară, prieteni. A făcut fanilor, fanii lui Anca. Fanii lui Anca care pun parte. A făcut, uite, muncește mama acum în locul ei. Da. Dacă nu-i convine să-mi lase casa și să plece. Să-mi lase casa, uite, asta e casa, să-mi o lase. Care e trecută pe numele ei, că e casa mea, casa lui tata e. Nu pleacă de pe capul nostru. De ce nu pleacă de pe capul nostru? De ce nu-i spuneți fanilor să-mi dea casa și să mă lase în pace? Să trăiască în sărăcie. De ce nu spuneți să meargă săracă? Ca să ne omoară pe noi, să ne facă serios. Deci serios tot să-i spuneți parte. Ia uitați aici cum a făcut. Uitați că după ce a plecat ea, am făcut iară renovare. Serios, patroane, prea de tot. Păi, patroane. Haide, mamă, lasă. Lasă să terminăm o dată, că să... mi s-a urât cu bucătăria asta, de atâta timp. Păi da, patroane, da. Am mai făcut și lumina seara, am făcut tot pe ea. Am făcut tot pe ea. Păi da, că trăiați în mizerie, prea de tot. Da. Dar Anca trebuia să facă, Anca. Nu să stea cu mine în buzunar, Anca, și să vă pună pe voi să munciți. Da. Mamă, hai, las-o, nevi, de bucătărie, las-o și așa murdară.
Dacă ea nu face, lasă-o să se murdară. Ea a văzut că nu filmează în bucătăria murdară. Da. Ea filmează prin casă, prin coro. Nu filmează unde mănâncă. Da, unde e curat, ea filmează. Înțelegeți? Anca filmează unde e curat. Dar aici mănâncă, în bucătăria asta, unde e plină de... Uite, ce e patroană? Avem sufragerie acum. Uite. Ia vine să ne arăt la sufragerie puțin acum. Ce mai trebuie să fac? Uitați, aici mănâncă Anca, în bucătăria asta mănâncă. În asta dezinfectată, uitați, care nu-i dezinfectată, nu-i nimic. Uite, ăsta bun. Cu șobolani în ea. Pleacă, nu mai băga dintr-o la mine, nu-mi mai băga. Uite. Uite, acum trebuie, urmează să fac aici. Uite, să dați florile astea afară, trebuie patroană. Patroana trebuie florile astea afară. Ce trebuie aici? Păi trebuie florile. Am dus și v-am căutat femeie, dacă nu găsesc. Fac cu lumină, mai face și ea, facem tot, mai pun și omul ăsta, ce să fac? Să reușim să facem și pe asta, nu mai pot, gata. Păi dar uite, astea trebuie date afară, stai da, puțin. Da, stai puțin, ea prinde becul, de ce n-ai aprins becul? Nu mai pot. De ce l-ai stins? Nu mai pot. Ce nu mai pot? Ce vrei? Ia stai puțin, să arătăm la fani. Cu ce să arăt eu? Nu mai pot. Uite, să arătăm la fani. Unde ai pus lămâile astea înăuntru aici? Mie îmi place florile, lămâile. Păi îți place florile, patroane, dar problema e... Păi uite mizerie ce e aici, uite iar fraților! Uitați, iar fraților, mizerie! Uitați, Anca, vină cu o patroană! Uitați unde stă Anca de la Strehaia, ce mizerie! Uite pe frigidere ce mizerie, uite, uite ce e în frigider! Uitați, domne, Anca de la Strehaia, prieteni! Uitați, prieteni, unde stă, ce mizerie! Deci, pe bune! Deci, până la urmă, chiar e nesimțire, frate! De ce spuneți la mine, fraților? Fraților, toți spuneți că eu sunt. Că eu trăiesc aici. Păi eu trăiesc, dar uite cum îmi ține ea bucătăria. Deci, pe bune, îmi ține bucătăria. Deci, pe bune... Nu se poate așa ceva, patroană, hai lasă-ne, patroană. Ce să fac? Nu vezi aici. Mie-mi place când eram tânără, munceam, era drag să nu fiu bonlavă și să muncesc. Păi lasă, patroană, acum ești bonlavă, hai. Sunt bonlavă, dar uite, se mizerie și unde m-ai făcut pe mine. Pe mine ai făcut, pe eu stau aici. Păi da, pe tine tu stai, dar dacă ea nu face curat, ce să faci, patroană? Tu mănânci tu unde găsești. Dar uitați, uitați ușa cum e, prieten. Și bani, știți, și-a avut Anca bani galbeni pe mână. Zii, patroană, galbenii care îi dădeai. Asta-i dracu de galbeni și de tot, că nu sunt oameni buni. Păi nu, galbenii care îi mânca ea, că îi schimba și mânca, dar nu repara. Nu sunt oameni buni, nu vezi? Zii, că dădea banii la bărbați. Ia-ți acum, iar cum? Vorbesc. Cum iar vorbesc? Hai, Neamișule, merge? Merge banda, Neamișule, merge? Bă, Neamișule, tot parcă mizerie pe ea, nu se ia. Nu se ia, trebuie să dăm cu ceva. Păi da, dar cu vreci, de aia n-ai dat cu vreci. Auzi, cu sodă, dar e de la dezidratant, cum îl cheamă? Detractant, de la, nu găsești? Păi și curăță ăla? Cred că da, dar nu cred că curăță ăla, pentru greșit. Nu, nu ăla, Neamișule. Trebuie o soluție de-aia specială de să ia. Comandând de pe net, ia spune la prieteni. Cu ce soluție să dăm prieteni pe soba aia? Cu ce soluție putem să dăm pe soba asta să ia negreala? Deci vedeți, prieteni, să ia negreala. Am dat noi cu sodă, dar nu merge. Scrieți-mi în mesaje cu ce soluție să dăm care să ia negreala. Neamișule, uite, trebuie și peretele ăsta dat. Ai dat pe el? Ăsta. E dat tot. E dat. E curat, prieteni, ia vedeți voi. Deci, prieteni, nu vedeți ce a făcut Anca de la Streha aici? Și-a bătut joc, prieteni. S-a bătut joc pe patroan. Și-a bătut joc. Uite, să muncești tu, patroană, pe bune, chiar așa. Uite, ușa mai albită, mai șterg. E ușa. E neagră. Păi era neagră, patroană, dar uite-te, e soluția pe ea, trebuie limpezit acum cu altceva. Trebuie sus cineva, Neamișu, că nu pot sus. E frică să cad.
Doamne Dumnezeule, ce mizerie ați trăit. Și am trăit și eu pe lângă voi. Nu eram bolnav, nu puteam, făceam și eu mâncare. Ce păi da, patronă, dar am trăit și eu pe lângă voi, în mizerie aici. Eu era București, nu știu. De-aia m-am îmbolnăvit, de-aia sunt bolnav da, de inimă. Da, tu nu știi ce e acasă. Da, sunt bolnav de inimă, de-aia. Ca robi, așa trăgea și tatăl că vrea muzică. Ca robi? Ținea rulurile, ținea copii. Da, dar rulurile ce făceau? Mâncau și beau și mâncau și beau și vorbeau cu bărbați, săreau pe geam la ele. Săreau pe geam, patroană. Auzi, la noră ta sărea toată strehaia. Iar vorbești, îmi par rău. Da, ia spune, sărea toată strehaia. Sunt sărbători acum, sunt sărbători. Iar vei aici, scandal. Cum? Gata. Destul. Cum, patroane? Destul, lasă-mă. Ce destul? Gata. Nu mai vrei să spui? Nu mai. Nimic. Unde-i soda, unde-a lăsat lumina sub pe urmă? Uși, lumina, lumina. Hai, Mișule, hai, Nea Mișu. Ce facem, Nea Mișu, ce facem? N-ai sodă, dar nu poți să vorbești puțin ca să înțeleagă și prietenii. Nu, am sodă. Da? N-ai sodă? Da. Păi luăm. Nu. De la sorul meu, de la Luci, are, auzi. Nu. Asta e lumina care luăm de la de brice, dar nu știu pe unde. O să o sunăm pe lumina atunci. Nu? Lasă, ce vine lumina. Doamne, prieteni, în ce lume am trăit. În ce mizerie, prieteni, vedeți în ce mizerie am mâncat și eu pe lângă ele. Deci pe lângă ele am mâncat și eu, prieteni. Dacă m-am îmbolnăvit din cauza asta. Dacă m-am îmbolnăvit din cauza asta, Nea Mișule. Că am trăit în mizeria asta. Ia zi, patroană. Serios. Ce părere ai de am trăit și eu în mizeria asta? Doamne, frumos se muncești tu, de nu mai poți, stai jos pe scaun. Cine să facă? Stai pe scaun. Da, cine să facă? Păi gata, patron, ajunge cât ai făcut tu. Întâlnit. E pune-te jos. Întâlnit. Nu te pui jos. Nu mai pierde, că avem multe de pregătit mâncare. Doamne, Dumnezeule. Mă, patroană, oprește-te. Te oprești? Nu. Să nu pierdem aici. Păi ce vrei să termin tu aici? Ca seara zice că a făcut curat Anca de la Strehaia. Anca de la Strehaia a făcut curat. A făcut o vedetă. A făcut curat. Vedetă. Eu am făcut o vedetă, prieteni. I-am pus silicoane, i-am pus buze. Am vrut să fie și ea ca femeile alea alte. Că a zis toată lumea, toți fani, a zis să nu stea Anca la cratiță, să aibă aceleași drepturi cu bărbații. Ia bărbat cu corp. Ați zis pe cine ea? Pe Uri, domnul Uri. Domnul Uri de la Băilești. Anca se mărită cu domnul Uri. Pe domnul Uri ea de la Băilești. Cu corp acum ea. Pleacă cu cortul la Banat. Ați înțeles? Anca pleacă din casa mea, pleacă din lux și se duce la sate cu cortul. Bine, patron, atunci să mergem mâine dimineața la notariat. Îmi trebuie hârtie, să vedem dacă merge cu noi. Salut, prieteni, bună seara, o seară frumoasă. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Leo de la Strehaia și în special la canalul de YouTube Șatra de la Strehaia. Pentru că Șatra de la Strehaia va urma telenovela anului. Telenovela Țiganilor, care va fi primul episod în noaptea de Revelion. Revelionul în șatră la cort. Prieteni, salutare!